Dramă sfâșietoare, plânge și suspină pentru că a rămas pe drumuri cu fiica ei de doar 3 anișori. Este tragedia prin care trece o femeie care a fost alungată din casă de către soțul ei și de către soacra ei. Aceasta a ajuns în pragul disperării și nu știe unde să se adăpostească la noapte cu îngerașul ei de copil. Nu poate să mai respire nici ea, nici fiica ei, Maria, un îngeraș de fetiță care de azi a ajuns împreună cu mama sa pe drumuri. Tatăl și bunica celei mici le-ar fi alungat fără milă. Spune că este stăpână. Nu a contat că mama Laura și Maria nu au unde să meargă. Nu a contat că nu au ce mânca. Cei doi le-ar fi gonit cu urlete și scandal. Cine-i va da înapoi aripile îngerașului de 4 ani? Ce viitor poate avea această fetiță cu ochi senili ca cerul pe străzi? Drama Mariei îți va rupe inima în bucăți, în exclusivitate la Acces Direct. Despre durerea acestei tinere mămici și a fiicei sale de doar 3 anișori și 8 luni voi vorbi astăzi cu invitata mea, Eliza Săpunaru. Bună seara, bine v-am găsit. Bine ai venit, Eliza. Acum însă le invit, sau o invit de fapt, că fetița... și-a găsit de lucru și de joacă. O invit alături de noi pe Laura Ramona Dan, care este aici, la ușa platoului nostru. Bună ziua, Laura, bine ai venit. Bună ziua, te rog să-i loc. Ai venit cu fetița ta? Da. Foarte frumoasă fetița, să străiască. Chiar un îngeraș, cu ochii albaștri. Seamănă cu tine sau cu soțul tău? Cu soț. Era culmea să fi zis că seamănă chiar cu soacra. Seamănă cu soacra ta? Da, și cu ea. Nu par prea fericită. Nu, pentru că soacra mea consumă alcool, mă urmărește pe la geam, de când este soțul plecat de 1 an și jumătate, nu este stăpân nimeni acolo. Îmi spune că trăiesc cu bărbați și plec la 3 dimineața cu copilul în brațe pe drum după bărbați. Dar de ce inventează toate lucrurile astea despre tine? Ca soțul să mă dea afară de acolo. Dar de ce? Dacă ești soția lui, ești soția pentru lui cu acte, nu? Pentru că nu mă acceptă. Dar voi sunteți căsătoriți de câți ani? 5 ani aproape. Și de atunci tu stai cu soacra ta în casă? De 6 ani. De 6 ani. Și de 6 ani de zile ea n-a văzut că nu... că voi vă înțelegeți, că aveți un copil, că aveți o familie. De ce continuă să... Băutura. Din cauza așa sunt soacrele astea. Unele. Nu putem unele. Să generalizăm. Da, unele. Chiar așa să fie soacrele? Nu știu, chiar vorbeam cu doamna și am văzut fetița, într-adevăr, este foarte frumoasă. Și îmi spunea că soacra, respectiv bunica fetiței, nici măcar la fetiță nu se uită. Nu i-a dat și o ciocolățică sau... Dar ce, stai puțin, a avut ceva împotriva ta de la început? N-a fost de acord cu această căsătorie? Nu știu, probabil că eu mai am un copil de 9 ani, care e la părinții mei. A, și nu i-a convenit că soțul tău te-a luat pe tine cu un alt copil. Da. Bun, soțul tău, de câți ani e plecat în Anglia? De 1 an și jumătate. Și de când n-a mai fost acasă? Din ianuarie. Și el știe de situația asta? Da, știe. L-am sunat de multe ori. I-am spus că, uite, vrea să mă dea afară, să plec, să îmi ia cameră, bucătărie, hol, ce mai este acolo. El a spus, lasă-mă în pace că nu am, știi destul de bine că nu am ce să-i fac, cred că a luat-o razna din cauza la băutură. Și las-o, azi las-o, mâine las-o, pe fiecare zi, la fiecare telefon pe care îl dădeam, el îmi spunea, lasă-o tu în pace și taci din gură. Și acum nu mai poți? Și da, l-am sunat să vin acasă, o să vin într-o zi. Dar soțul tău n-a mai venit acasă de 7 luni? Da. Da, eu știu că e greu în străinătate, dar când e o chestiune atât de gravă în familia lui, când vede că soția lui nu se mai înțelege asta cu mama, turiști să ajungi pe drumuri în seara asta cu fetița, soțul tău nu face nimic? Da, vine cumnata mea de la Moldova în seara asta, m-a amenințat. El la fel a spus să nu mă mai duc acolo. Și unde să te duci? Nu știu.
Acolo nu, acolo nu, dar unde? Scuze-mă, Mirela, știi care e treaba? Că dumnealui fiind plecat, nu are de unde să știe exact ce s-a întâmplat între dânsa și soacră, respectiv mama dânsului. Și cum poate să vă spună să plecați? Pentru că fetița este copilul dânsului. Adică e ca și cum ți-ai dat propriul copil afară. Poate că are cu dumneavoastră, că nu o suportați pe mama dânsului, dar să zici să-ți iei copilul dar... să pleci. Hai să vedem totuși ce-ți spune soacra. Oare soțul tău se uită acum la această emisiune? Nu. L-ai anunțat? Nu. Nu cred. Poate află. Noi mai postăm și pe Facebook, pe pagina Acces Direct, subiectele pe care le discutăm. Hai să vedem, Laura, pentru că ai mei colegi au reușit să stea de vorbă într-un final cu soacra ta, cu doamna Viorica Dan. Vedem ce ne-a spus aceasta și comentăm apoi. Este adevărat, o dați afară pe nora dumneavoastră din casă? Nu, n-am dat-o afară. Ea mereu s-a dus și a zis că o dau afară. N-am dat-o. Eu n-am dat-o afară. Aici am stat 34 de ani cu bărbatul meu în casa asta. Ea m-a dat pe mine afară, nu eu pe ea. De ce v-a dat afară din casă? Pentru că m-am mutat acolo și în spate. M-am mutat acolo în spate, că a zis să stau eu acolo și să stea ei aici. Laura spune de fapt că dumneavoastră ați bătut-o. Este adevărat? Wow. Nu e adevărat, ea m-a bătut pe mine. M-a bătut, m-a luat de păr și m-a trântit jos. Păi de ce? Ce a avut cu dumneavoastră? Păi ce a avut? Tot așa, s-a luat de mine și ea mă amenință pe mine. Mi-a pus sare, mâncare. Mi-a pus, mie mi-e frică de ea să mai mănânc pe cuvântul meu. Mi-e frică să mai mănânc de mâncare că, sau să beau din pus sau să beau apă, că nu știu ce îmi pune, să mă termine să rămâne aici și aia. Laura ne-a mărturisit că dumneavoastră consumați băuturi alcoolice și obișnuiți să faceți scandal după aceea. Este adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu nu vreau nimic decât să-mi dea camera. Eu spar peretele acolo, să-mi iau camera și cămara. Și ea să stea într-o cameră. Unde a stat până acum? Păi am bățit eu așa ceva în viața mea, măcar să-mi spună bună ziua. Nu am pretenții la ea nimica decât bună ziua, dacă îmi zicea eram mulțumită. Când a venit aici am putut, eu am respectat bătrânii, eu i-am îngrijit, eu i-am îngropat. Și acum ea m-a dat afară pe mine de acolo din casă. Asta mi-a distrus viața de când a venit în curte aici, măcar să mă respecte. Atât să-mi zică bună ziua, niciodată nu mi-a zis. Da, e clar, acuzațiile doamnei la adresa ta sunt la fel de dure. Din aceeași fântână eu că o bați, că o trăvești, că păi o vrei să o mori. Scuze-mă cum arată doamna, refuz să o cred că o bate Laura. Și ea 115-120 de kilograme. Dar oricum tânără, vrednică soacră ai. Da. În putere. Ieri a bătut-o, a încercat să o bată pe o vecină. Soacra ta a încercat să o bată? Da. Ai avut vreodată încăierare din asta, corp la corp cu soacra ta? Anul trecut, acum un an. Și soțul tău era de față? Nu, era plecat. Dar când i-ai spus, el ce a spus despre toată situația? S-o las în pace. Păi bun, s-o lași, s-o lași, dar uite că la un moment dat lucrurile se adună. Și tu ai ajuns acum în situația în care nu mai vrei să te întorci acasă, nu te mai primește. Unde dormi la noapte? Nu știu. Mai ales că vine și cumnata dumneavoastră din Moldova, vine și soțul nervos, mai este și soacra, vă dați seama, sunt toți aliați acolo împotriva noi ta. Până să vorbim cu soțul dumneavoastră sau până să sune el să vadă ce face familia lui, pentru că e aici o problemă care îl privește din ambele sensuri, ne gândim să facem totuși un apel de urgență la cei care ne privesc și să înțeleagă situația ta, dacă cineva te poate ajuta cu un adăpost până se clarifică toată această problemă, pentru că e vorba despre un copil de 3 ani și jumătate. Am mers și la poliție, sunt mai multe plângeri făcute de câte ori am fost și am depus plângeri împotriva ei pentru că era băută și făcea scandal. Am fost la domnul primar de 3 ori, a spus că o să ia legătura cu ea acum 2 săptămâni. N-a luat nici în ziua de azi. Ieri la poliție ce ți s-a spus? Păi la poliție a avertizat-o mereu. Să-și vadă de treaba ei, să mă lase în pace. Dar tu câte camere îi ocupi din casă? 2. Și ea câte are de toate? Una. Stai puțin. Ea are o cameră, tu stai în două și camere bucătărie. Și mai are încă un băiat, am înțeles, care are un ușor handicap. Da. Băiatul acela al ei unde stă? În casă cu ea. În cameră în cu ea? În cameră, așa asta mereu, da. Păi da, dar el stă în cameră cu ea și tu stai în două camere cu fata. Într-una. Într-una? Da, și într-una nu... Într-una nu stă nimeni. Da. Păi de ce nu se mută dumneai în camera în care nu stă nimeni? Soțul a zis să nu, săptămâna trecută. A zis, gen, nu dai nimic afară de acolo, nu te muți, ia sta acolo, tu stai aici unde stai, unde te-am lăsat eu. Băiatul dânsei să o primească în cealaltă cameră, să înțeleg. Da, el mi-a spus să nu scot nimic de acolo. Păi da, soțul tău de la depărtare și dă acum... sfaturi pe care tu cu greu le poți pune în aplicare, că ai dedus aici, iată, o întreagă luptă de lămurire.
Dar nu s-a putut de la început să stați doar voi doi fără soacră? Că așa se întâmplă când stai cu părinții. Da, am vrut noi să ne mutăm în camera în care locuiește acum. Și a spus nu, stați voi aici. Nu, dar să te muți în altă parte, exact. Nu poți. Nu, nu. Păi unde? Că nu vrea să stea cu chirie el. A, soțul dumneavoastră. Da. Băi, și ce face? Te lasă pe tine aici în situația asta și el pleacă în Anglia și mai vine peste 9 luni? I-am spus să vină acasă, a zis că o să vină el într-o zi. Și adică când i-ai spus că vii la noi la emisiune și că tu nu mai poți să mai intri în casa mamei tale, el ce ți-a zis? Eu glumesc. Eu asta consider. Stând tot timpul cu cineva care te pisează așa la cap, să mă exprim, i s-a luat și doamnei și trebuia să facă ceva, nu? Și asta a fost cea mai bună soluție, dacă dânsul nu este alături de dânsa și dar tot copilul timpul... vostru este martor zilnic la toate aceste discuții pe care voi le aveți tu cu soacra ta? Da, și astăzi în mașină îi spunea colegii dumneavoastră că măta mare bea mereu și vine și ne urmărește numai la geam. Cine zice asta, mică? Da, așa vorbește? Cu măta mare. Da, copilul a văzut și știți cum e, stai într-un anumit mediu, vezi și el a perceput informația. Poți să-mi spui, te rog, în ce localitate locuiți? Comișani. Comișani, județul? Tâmbovița. Dacă cineva din prin prejurul acestei localități, și nu neapărat, dar care cineva care ar putea ajuta un suflet de 4 ani aproape, uitați-vă la acești ochișori, e rugat să ne contacteze, iar noi vă vom pune în legătură cu Laura. Laura, îți doresc, nu știu, liniște și sănătate și pace, pentru că în discuția asta cu soacra, în casa căreia tu locuiești și soțul îți este plecat de afară... Le-a spus și domnul primar să facă actele acolo, că nu este stăpână, a zis că nu are cum să mă dea afară de acolo. Și ea tot... Cel mai important este fetița, cea mai importantă. Da. Pentru ea trebuie să faceți ceva, până la urmă. Că soacrele știți cum sunt. Soacră pe oamă acră. Cam așa. Să nu generalizăm. Nu, am spus de la început, nu. Însă îți mulțumim că ai apelat la noi și sperăm să-ți fie de ajutor venirea ta aici. Noi însă